Noi avem foarte mult de lucru în ceea ce ține educarea populației în domeniul sănătății și avem un sistem de sănătate publică care a fost ciupărțit și care a fost ignorat și care astăzi nu se înțelege ce a rămas din el. Acel, în rusă, noi spuneam sanipid, da? Deci acel sistem de monitorizare a sănătății populației, care cândva era santinela sistemului de sănătate și santinela pentru populație, sănătatea populației, astăzi a ajuns, cred că, cea mai slabă verigă din sistem. Și asta este, cred că, și o problemă serioasă în ceea ce privește reacția sistemului la criza COVID. Pentru că, în mod normal, mâna pe puls și pe decizii și pe monitorizare trebuie să fie anume acestui sistem. Pe de altă parte, el fiind ultimii, mi se pare, 5 ani deja în reformă, o reformă care nici de cum nu era scoasă la capăt, o reformă care se trăgăna și care n-avea o claritate în ceea ce se dorește a face, unde se schimbau directorii de Agenției Naționale de Sănătate Publică la câteva luni și nu se mai înțelegea unde se ajunge, unde au fost puse împreună câteva structuri care ulterior s-a decis că nu e bine să fie împreună, hai să le scoatem înapoi. Deci, și iată niște lucruri care au încurcat, de fapt, la o reacție consecventă, la o reacție sincronizată față de criza COVID care s-a întâmplat la noi în țară.